participarea la Jocurile Olimpice pentru mine ar însemna munca celor 12 ani de până acum pentru mine. Calitățile pentru o evoluție bună către Paris sunt determinarea, motivarea și echilibrul în antrenamente. Cel mai important lucru pe care l-am învățat din canotaj este să am răbdare și să muncesc fix atunci când trebuie. Gândindu-mă la munca pe care am depus-o în spate. Cucerirea unei medalii la Paris ar însemna munca depusă până acum și totul.